lasă Betty și să spionăm ciudații aici. Suntem aici să-i descoperim și să-i dăm în viliag. Zice prea mare. Bă, băiatul ăsta! Și până că râde. Băiatul ăsta și-a pus un short că o să-l omoare pe băiatul ăla. Creepy. Zice că în spate fain. Pe bune? Sus! Ești cam sus! Dacă ești nouă, sper că ai o zi grozavă. Dacă nu, sper să vă fac eu o zi și mai grozavă decât aveți deja. În episodul de astăzi o să mergem din nou pe Life Together RP. Aici, oamenii merg la întâlniri online și știți din episoadele mele anterioare ce se întâmplă aici, că dăm de o grămadă de ciudați. Iar acum este timpul să facem magie. Acesta este skin-ul meu, dar trebuie să-l modific. Bun, așa arată skin-ul meu după ce mi-am scos totul. Știu, arăt horror, dar trebuie să aveți răbdare. Mi-am pus și capul acesta Chix. Și trebuie să-mi scot și picioarele ca să devin așa baddy, să mi se facă mai groase. Iar acum este timpul să facem magie, să mă transform total. Și acum suntem la catalog și wow, acest păr din 90 cu breton. Hai să vedem cum arată. Da, ok, ne dă vibe-ul acela proaspăt de baddy, ca și cum acum am ieșit de la salon. O să luăm părul ăsta black. Mua, e superb. 70 și 7 de robuș, dar merită pentru acoperirea noastră. Și acum suntem la make-up. Deci make-up-ul este cel mai important aspect al transformării noastre, pentru că basic pe Roblox Snapchat contează foarte mult fața. Atunci când trimiți o poză ciudaților, ei se uită la față și zic: ok, fata asta arată bine. Așa că trebuie să alegem un make-up care să exprime treaba asta de abordează-mă. Am găsit această față care mi se pare adorabilă și se așează și foarte bine. Și sincer, nu cred că pot greși cu fața asta. Fața e cea mai importantă. M-am decis să-i pun și o geantă roz de păpușă. Și așa arată caracterul meu până acum. Am păstrat și platformele, dar trebuie să-i punem un outfit. Acum e foarte important să găsim o ținută ca să-mi avantajeze caracterul. Vai, prieteni, suntem pe Roblox Snapchat și am scris baddy pink shirt pentru că n-am găsit ceva fain pe catalog. Și uitați-vă, am găsit unghiile acestea cu Hello Kitty. Oh my god, sunt atât de frumoase. Și acum am caut și o bluză. Mamă, ce bine arată caracterul, nu cred. Oh, deja am primit. Ok, nici măcar nu sunt gata și am primit de la băieți snap-uri. Deci, e clar, până acum caracterul meu e ce trebuie. Ce drăguță e bluza asta. Și m-am decis să-mi pun această bustieră. Problema e că nu am apucat să-mi iau pantaloni și m-a luat băiatul ăsta. Ok, și mai este o fată aici. Stai repede să-mi fac avatarul. Nu pot edita. Ok, ce mă fac pentru că nu am pantaloni? Ok, deja m-a luat cineva și nici n-am apucat să-mi fac outfit-ul complet. Trebuie să mă dau jos puțin, că nu mi-am terminat avatarul. Deci efectiv băiatul ăsta m-a luat înainte să-mi termin avatarul. Gata, ăsta e look-ul meu final. Și băiatul ăsta m-a așteptat aici până m-am făcut. Ok, cred că arăt destul de tare, mai ales unghiile, mamă. No, hai să vedem cât de ciudat e băiatul ăsta. Oare unde mă duce? Oh, nu! Oh, nu! Oh, nu! Ce-a făcut? Pe bune, mi-a răsturnat într-o piscină. Și am primit un snap de la cineva și zice: hai!
Și trimite poza cu mine. Oh my god, chiar ești drăguță rău. Mi-a trimis un băiat că ea e noua lui iubită. Oh my god. Hai să-l testăm. L-am întrebat dacă își dorește să fiu eu noua lui iubită. Ok, în continuare îmi trimite o poze. Hai să-i trimit și eu la băiatul ăsta. Îi trimit cu din astea. Mamă, frumoasă rău. Ok, băiatul cu care eram între timp a dispărut. Dar sincer foarte bine că numai ce m-a trântit în piscina asta de aici. Deci da, cred că am destul de mult succes cu acest skin. Skinul acesta de baddie. Ia uite un băiat, Jack. M-a ignorat. Pentru el se pare că nu sunt atât de drăguță. Sau poate e chior, efectiv. Poate nu vede fără ochelari. Am primit un nou step. Au, oh, chiar două. Zice hello. Ce să zic? L-am întrebat dacă vrea să ne întâlnim. Oh! Fata asta, oh my god, cum arată! Ce amuzată e! Și mulți drăgușori. Ok, asta e o fată scary. Și zic, oh, you are so cute. I want to have a friend like you. I-am zis la fata aia creepy rău că oh, e atât de drăguță și că aș dori să am o prietenă așa ca ea. Oh my god. Zice, ok, băiatul ăsta vrea să se întâlnească cu mine. Oare unde sunt eu aici? I'm here, come. Nu știu dacă își dă seama sincer unde sunt. Zice, e sigură? Da! Chiar nu aș dori să am o prietenă ca tine. Yes! Will be my dream. I-am zis că da, gen, chiar mi-aș dori. Ar fi visul meu, mai degrab coșmarul meu. Zice, hello, I like your teddy bear. Gen, că-mi place ursulețului. Ați văzut ce ursuleț drăguț are? Se precipită situația. Mi-a făcut o prietenă ciudată și sunt curioasă dacă vrea să ne întâlnim. Și mai mulți băieți îmi scriu Amber. Zice că visul tău o să devină un coșmar. Asta ziceam și eu. Hai să întreb că unde îi? Unde îi? Vreau să spionez. Am văzut că spionează o fată. Adică o bântuie. Nu știu ce-i face acolo. Și ar fi amuzant să... Hai că cred că l-am găsit pe băiatul ăsta. Oh, da, a tras draperiile. E unul dintre băieții care îmi scriau. Oh, și cred că am găsit-o pe fata aia. Ah, uitați-vă! M-o fi văzut? Stai că vă arăt o chestie tare. Mă fac invizibilă. Și nu mă vede băiatul. Deci băiatul ăsta îmi trimitea snap-uri ca să mă atragă. Și între timp era cu persoana asta. Și ok. Ok, cu persoanele astea creepy. Hai să le fac poze. Doar lor. Și să le trimit. Stai să văd cum îi chema. Pe el? Pe ea? Cred că ei erau, da. Ok, hai să văd ce snap-uri mi-au trimis. Zice el, hey! Trimit așa pentru că... e invizibilă. Zice, în visele tale. Zic, i-am trimis poza unde sunt. Băiatul ăsta îmi tot trimite poze cu el. Faza e că trebuie să mă scot de pe invizibil. Zice, găsește-mă.
Îi zic că e prea ușor pentru mine. Gen, le-am găsit deja. Zice băiatul ăsta, mulțumesc. Ok. Stai să trimi snap. I find you. Mi-a trimis și el. Zice, ești invizibilă. S-a prins băiatul ăsta. Zic. Uite. Uite. Persoana asta, care de fapt este o fată. Zic. Hi. Nice outfit. Nu știu dacă mă bag în seama și băiatul ăsta. Îi scriu. What's up? Gen, ce face? Băiatul ăsta îl trimite snap-uri și e lângă mine. Zice, aio, hacker, gen că sunt hacker. Zic, yes, yes, I'm the best hacker, best than Jenna. Decât Jenna. Sigur o știe pe Jenna. Zice că o să mă bântuie. Nu zau. I'm not scared. Gen, nu-mi este frică. I-am mai trimis Ruben ăsta un snap. Dar nu stă lângă mine, dacă observați. Nu stă lângă mine, fuge de mine. Ia să vedem ce mi-o fi scris. Zice că creepy. A fugit de mine. Că... i-a fost frica că... i-am spus că... îs... mai bună decât Jenna. I-am spus dacă e speriat. Și că e ca un bebeluș de... o să plângă gen. Zice... uită-te în spatele tău. Oh, băiatul ăsta s-a urcat în pom. Crede că nu-l văd. I see you. Te-am văzut că ești în pom. Și că o zis că o să-mi facă poze. Zice că tot timpul stau pe telefon. Bro, tu ai fugit de mine când m-ai văzut. Îi zic așa, de ce ești atât de obsedat de mine? Zice că am unghii lungi. Da, este cu Hello Kitty. Și zice, bă, gen, că sunt spatele lui. Și zice, cool bag. Zice că am spate fain. Pe bune? Sas, ești cam sas. E timpul să intru în casa asta și să văd ce se întâmplă aici. Cineva mă sună. A? Ce? Gen, că ce fac cu imbușuri? I-am zis că gen, îi cam place să stea pe lângă mine. Ok. Mi-a mai trimis un snap și zice, I'm here. I know. Ok, mă duc și eu la el. S-a ascuns în buș, pe bune. Crede că n-o să-l văd niciodată. Îi trimit că râd. I see you. Ok. Da. Mă spionează din. Și că Biggie. Băiatul ăsta tocmai au zis că am fundul mare. Bro, m-ai făcut grasă sau ce? Știu că sunt frumoase, gen. Nu vine să cred. Zice că e la mine, la geam. Da ce, bă? N-am casă. Eu n-am casă, la ce geam ești? Îi zic așa la băiatul ăsta că nu doar aspectul contează la o fată, gen. Și inteligența. Hai să vedem. Ce mai zice? Zice că you are real life house. Căci că asta e casa mea, ce? Un scaun gol și stă sub birou. Zice prea mare. Bă, băiatul ăsta! Nu vine să cred. Se ia una într-una de... e aspectul meu. Și pune că râde. Vai, ce nesii. V-am spus că sunt ciudați aici. Hai să vedem ce mi-au mai scris. Sper că nu și-o pus story cu mine.
Băiatul ăsta și-a pus un short că o să-l omoare pe băiatul ăla. Creepy. Băi, nu mă ciudați astăzi. Mai a apărut cineva acolo. Băiatul ăsta, sper că nu se uită la mine, gen. Mai trimis și eu niște poze la toată lumea. Ioi, 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 ioi. Ioi, ioi, ioi. Ia să văd ce mi-a mai scris băiatul ăsta. Zice că mă vede, ok, o scos casa. Și ăsta a făcut bu. Te văd! Fug după ei, nu cred. Bă, ce urât e ăsta. It's me, Amber! Te văd! Vai, dar ce urât ești! Ce gură urâtă ai! Oh my god! Stai să-i fac poză, stai să-i fac poză, e prea drăguț. Da, cum îl cheamă, bă? Cum îl cheamă? Așa zic. I-am trimis poză. Zice, hi! Zic, hi bestie! Zice că o să fie în coșmarurile mele. Tiu, zic că eu am tu adopt eu. Aaa, ce n-au zis tu băiatul ăla că s-a îndrăgostit de mine. I'm too cute. Gen, știu că sunt prea drăguță. Îi dau pick up, vreau să iau. Deci fetița asta, Amber, e atât de creepy. Nu vreau să iau. Stai să mă fac invizibilă. Fata asta creepy, ia uite. Nu cred. Ce de drăguță. Zic, my new house is big and nice, so cozy. Gen, casa mea e mare și e frumoasă, foarte cozy. E cineva cu numele Neymar aici. Zice că e în siguranță. Și că e în siguranță față de mine. Îi zic că nu sunt sigură că îi. Nu e atât de în siguranță cum crede. Deci pe băiatul ăsta chiar l-am speriat. Nu cred. Și zice să-l găsesc. I-am zis că cred că este în școală. Mă, ce tare. Ia să-mi pun eu culoarea la piscină. Nu cred! Mi-a făcut piscina roz. Cât de cute! Să fac o poză la piscina și să zic că I'm too busy for you swimming in my pink pool. I-am zis că sunt prea ocupată pentru el, gen, ca să-l caut și că urmează să not în piscina mea, dar trimis și la pisica asta interesantă. Oh my god, cât de cute e piscina asta. Uite că are și lumini roz. Very cute. Oh my god, cred că i-am impresionat pe toți. Sincer. Mi-a trimis love. Băiatul ăsta are numele love. Serios? Ia să vedem ce zice love. Zice ok. Vai, da, unghiile astea ale mele. Ce trebuie. I-am mai trimis o poză și a venit între timp. Băiatul ăsta aici, nu cred. Zice, hai. Zic, gen, ce mai face? Și mi-a dat și cerere. Bro, nu-ți dau cerere, dacă ești un ciudat. Oh, vrea să fie prietenul meu. Zic că ce își dorește să face. Nu cred, băiatul ăsta. E primul care e normal, a venit să fim prieteni. L-am întrebat dacă vrea să mănânce. Nu știu. Hai la mine aici, în casă. Bun, mi-am făcut un prieten. În sfârșit, un băiat care vrea să fie prieten cu mine. Doar prieten ca Betty. O vine sau? Vrea să o înoate. Atunci mi-a înghețat-o. Ce tare arată înghețata asta roz. Băiatul ăsta mă spionează. Stă acolo,
creepy în colț. Aba nu. S-a pus lângă mine. Îl întreb dacă vrea înghețată. Ok, mi-am făcut un prieten. Cât de tare. L-am întrebat dacă își dorește să invităm mai multe persoane. Mai mulți prieteni, gen. Vorbește la telefon cu cineva. Cred că cheamă pe cineva la mine acasă. Vrea să mă care. Ok. N-a apucat să chem pe nimeni. Nu știu, vorbește la telefon cu cineva. Vrea să mergem undeva la cineva. Pe cine cheamă oare? Oh. A plecat, gen. Trebuie să ieși eu pe aici, pe ușă. Ok, cred că o să-l spionez. Că-s curioasă să văd ce face. Fasă-i că și-a dat de pe ca să se întâlnească cu cineva. Nu știu, mi-e imposibil să-l găsesc pentru că s-a dus la cineva care nu avea casă. Oare poți să-mi o fac rost, chiar dacă nu e a mea? Ia, ce faină e mașina! Încă furată, scuze! Mă, nu că e cineva aici. Hai să-i lăsăm mașina. Dar e faină mașina, sincer. Să vedem cine e aici. Am văzut pe cineva. Ai, fata asta care e drăguță. Sunt două fete mici. Oh, ce skin-uri interesante au. Very cute. Sper că înțeleg ce le scriu, dar chiar sunt drăguțe. Zice, pleacă. Oh. Ok, am zis ok, dacă vor să plec, plec. Dar sunt drăguțe, sincer. Niște skin-uri foarte, foarte drăguțe. Vai, vai, vai. Deci, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați pentru mine un mare like, subscribe, clopoțel. Și noi ne reauzim data viitoare. Hai să zic ce ciudat am descoperit azi. Mi s-a părut foarte tare și cu siguranță cu skin-ul ăsta am avut succes. Pupici!